Buzoienii s-ar vaccina antigripal, dar nu au cu ce. Județului Buzău i-au fost trimise doar 350 de doze de ser care au fost distribuite către bolnavii cronici și pentru personalul sanitar care lucrează în sectoarele cu risc ridicat de îmbolnăvire. Direcția de Sănătate Publică a trimis către Ministerul Sănătății necesarul de vaccin antigripal, însă deocamdată mai e de așteptat până când serul va fi trimis către județul nostru. De-abia Ministerul Sănătății a semnat acordul cu firma și că urmează o procedură care presupune încă vreo două săptămâni de întârziere. Ce este îmbucurător este că până la ora asta în România nu s-a identificat circulație de virusuri gripale, că afecțiunile respiratorii sunt la o incidență sub nivelul așteptat, sub nivelul mediu, că poate oamenii au înțeles că pot să se vaccineze și în sistem propriu prin achiziția acestui vaccin din farmacii, care nu reprezintă chiar așa o problemă financiară importantă. Buzoienii care vor să se imunizeze antigripal au bătut deja la ușile medicilor de familie, însă aceștia nu au avut prea multe informații pentru pacienți. În același timp, cazurile de gripă pot apărea oricând, mai ales că de la debutul sezonului rece au existat deja două suspiciuni de gripă care nu au fost confirmate de analize. Informațiile venite dinspre oficialii din Ministerul Sănătății arată că mai e de așteptat cel puțin două săptămâni până când vor fi primite dozele de vaccin antigripal. Totodată, medicii afirmă că nu este tardivă nici imunizarea făcută în luna decembrie. S-a făcut și un studiu seroepidemiologic care a demonstrat că vârful activității gripale este atins undeva în luna către sfârșitul lunii februarie-martie. Și atunci, având în vedere această situație, este și un pic de motivație asupra tergiversării datei de începere a vaccinului, pentru că imunitatea protectivă este de 6 luni. Un om care s-ar vaccina în octombrie, numai bine în martie, este într-un o curbă descendentă a protecției imunitare și atunci nimeni nu s-a alertat, mai ales că situația epidemiologică a țării este sub control. Medicii atrag atenția că, spre deosebire de celelalte viroze respiratorii, gripa este însoțită de febră ridicată chiar de la debutul bolii, împreună cu starea de rău generală, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, greață, amețel, strănut, tuse și dureri în gât. Transmiterea bolii se face pe cale respiratorie, virusul gripal fiind prezent în secrețiile eliminate prin strănut și tuse. De asemenea, și saliva conține virus gripal, boala putând fi transmisă și prin contact direct cu bolnavul, de la strângerile de mână până la atingerea unor obiecte contaminate. Bolnavii de gripă sunt contagioși de la 2 până la 7 zile de la debutul simptomelor. Pacienții sunt sfătuiți să asculte indicațiile medicilor, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor. Măsurile de igienă personală, precum spălarea cu apă și săpuna mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii și în special prin gripă.